sistem în premieră națională, este un sistem inovator de eficientizare energetică pentru iluminatul public în acest moment. Este un sistem de comunicație care a fost montat pe 50 de sisteme de iluminat în Parcul Copiilor și care permite controlul de la distanță a intensității luminii, a aprinderii sau stingerii becului și care raportează o eventuală defecțiune în funcționarea respectivului sistem de iluminat. Este un sistem inovator nu doar prin eficientizarea energetică, pe care o estimăm noi la o reducere de 35% a consumului de curent electric, dar și prin faptul că deschide posibilitatea unor aplicații ulterioare extrem de importante. Vorbim de posibilitatea de a conecta la acest sistem senzori de poluare, senzori de trafic sau senzori de mișcare inteligenți. E o formă de a ne îndrepta către ceea ce în momentul de față e la modă în toată Europa, dar și foarte necesar, noțiunea de Smart City. Valoarea investiției? Valoarea investiției este de 83.000 de lei. Ea va fi amortizată din reducerea consumului energetic, dacă toate lucrurile merg bine, în aproximativ un an și jumătate, și este realizată de către o firmă olandeză din Eindhoven. Noi am pornit acest sistem pe 50 de sisteme de iluminat din Parcul Copiilor pentru a testa exact care este reducerea consumului și în ce fel funcționează el de-a lungul timpului. Dacă rezultatele vor fi spectaculoase, și eu cred că vor fi, putem extinde acest sistem în cel puțin în toate parcurile din Timișoara. Estimăm o reducere cu 35% a consumului de curent electric pe sistemele de iluminat pe care s-au montat acest sistem de comunicație.